One eternity later. Salutare, salutare, fraților! În sfârșit a venit ziua mare, mi-a venit coletul. Coletul a fost cu deschidere, am o surpriză pentru voi. Pentru voi și pentru mine, bineînțeles. Ia uitați că m-am reînnoit și eu și ia uitați ce mi-am cumpărat aici. Ce avem noi aici, fraților? Coletul, să vă spun de ce a fost deschis. A fost deschis de către curier de față cu mine, că scria acolo că trebuia să fie cu deschidere. Vedeți că el e sigilat, nu-i umbrat, nu e nimic la el. Să desfacem aici. În sfârșit mi-a venit GoPro Hero 10. În sfârșit mi-a venit. Ia uitați de aici, se desface frumos. Ia uitați, ia să vedem ce avem noi aici, avem și poșetuță GoPro, chiar e frumos, ia uitați camera, uitați, ia să vedem momentul adevărului, văd care și, mamă, dar ce, bă, dar ce grea e, bă, mâncați-aș, bă, dar e grea. Se cunoaște cât de calitate originală, ia uitați, cam așa arată, cu timpul o să-mi cumpăr niște protecții pentru carcasă, deocamdată o să o lăs așa, are bateria, astea sunt chestiile astea de prins, da, asta pentru GoPro. Da, și cam atâta v-a dat. Da, ăsta e cablu, e cablu tip C, deci se potrivește cu orice încărcător de ăsta cu tip C. Dar oricum luni, nu, săptămâna viitoare îmi vine și bateria a doua. Asta e bateria, uitați, cam așa arată bateria. Idic, cât are am, ce ampera, dar nu știu dacă scrie cât are bateria pe aici. Ia uitați cât e de frumoasă camera, mâncate ar mama să te mănânci de cameră frumoasă. Cât am așteptat eu, 3 luni m-am chinuit să, dar să știți că e grea. Și chiar e greuță camera. Și chiar e mărișoară, uitați. Deci chiar e greuță camera. Ia să vedem. Aici ai modul. Are piciorușele astea. Pac, care poți să prinzi chestia asta. Da, e foarte... Dacă vreți să vedeți review la ea, vă uitați pe YouTube, găsiți acolo despre cameră. Aici ia să vedem cum să, nici nu știu cum să o folosesc, dacă o să mă uit eu cum să desfac carcasele astea, că mi-e frică să trag de ea. Mă, frate, dar cum, cum să, dacă o să mă uit eu pe YouTube ca să nu fac vreo prostie să o stric acum din nou. Dacă n-am avut... Na, știți cum e, că nu ai. Asta e gentuța la ea. Nu știu pe unde se bagă, cum se bagă bateria pe aici, dar nu știu cum se trage capacul ăsta. Trebuie să mă uit neapărat pe internet, că nu vreau să fac vreo prostie, să o stric. Abia am cumpărat-o și uitați, vedeți? O să mă uit eu aici pe chestiile astea, cum să... A, da, uitați că arată aici imagini, se trage capacul ăla, o să mă uit pe cel mai bine pe internet, vă care și stickeri din astea de lipit, GoPro, vedeți ce fain are și stickeri, stickeri, cum se spun, da, chiar e interesant. De când mi-am dorit eu camera asta să o am și eu? Pentru excursii, pentru chestii, ceva frumos. Super, super, ia uitați cât e de
fain. Cât de fain. Asta e modul. De aici pornește. Dar mi-a arată că de aici se trage chestia asta. Ia să vedem un pic. Ah, gata, am găsit. Aici băgăm cardul de memorie și de aici se încarcă. Dar ia să vedem, să facem o probă. Dacă tot am reușit să o desfac. Mi-a fost frică să trag de... Deci de aici, vedeți? Deci să trage asta așa. Haide să... Ia să opresc eu puțin blițul. Opa, o și pornit. Ia uitați, bine că el acum... se vede și pe față. Acceptă... Este așa, acceptări. Are și din asta cu touch, deci, dar nu știu ce e aici, că vreau să-l dau quick, nu știu ce e aici. Confirm. Application GoPro continuă. 1, 2. De, o să îi dau eu de cap. Uitați că se vede și pe față, vedeți? O să-i văd eu setările, cum se face, cum se ignoră, îl configura cu... Aici să băgăm data 4, 4, băi, 2, 4, 2022 și ora, dar trebuie să-l bag în română. O să vedem, ora e 16, 19, hai mă, pardon, băi, 16, băi, 16 și 15 îl lăsăm deocamdată. Aplicațion GoPro Quick Standard, da, ia. Ce scrie aici, cu voie, dar de ce nu se bagă el în engleză, asta, defect manual, 4K, în fine. O să mă uit să vedem pe manual cum se face, uitați, arată și aici imaginea, probabil că ăsta nu e cu touch, numai asta din spate, deci trebuie să am mare grijă de camera asta să nu trântesc pe jos, să cadă, că e păcat. Aplicațion Quick. Dar de ce îmi scrie în francez aici? Mă enervează. Cuvoir la aplicațion GoPro Quick. La detet leor sunt atuma. Da, știu și eu franceză, vă dați seama. Ev Manuel. Hai un pic, că nu știu ce e cea mai enervează, nu știu cum să intru în setări. Asta e un pic, să intrăm un pic la mod, foto, deci poate să facă și fotografii. A, și de aici face fotografii, da, dar n-am cardul de memorie, oricum o să bagă video, foto, accelere. A, asta e, mai are baterie 19%, vedeți, apare aici bateria 19%. Da, dar trebuie să văd cum să intru în setări aici, oricum o să o fac eu aici cumva. Da, ia să o opresc. Ia că am găsit eu ceva aici. Ce a apărut aici? Da, că n-am card de memorie, de asta țâuie. Nu accelerate. Era ceva aici, pe ce am apăsat eu? Nu mă... Ne, în fine. O să mă uit pe manualul de... Uitați și... Mă vedeți? Vedeți? Uite aici astea. Capture, zoom, nu, vreau să fie în limba română. Nu știu cum să dau în limba română aici. Non-objectiv, nu, n-am treabă cu chestiile astea. Ia să vedem aici ceva, ceva, aplicațion, GPS, foto, aici ce e sunet, nu știu. Bips on, off, deci poți să faci on, off, da, da, asta o să văd eu cum o să fac, na, știți, când, ave, când e lucru nou, e lucru nou, dar o să mă
Aici e accelerator. Ia să vedem cum se observă, cam așa se observă. Văd că are o filmare destul de bună. Ia să-l închid. Gata. Da, cam asta a fost chestia. Cam acesta a fost vlogul pe astăzi. O să apară mâine, sâmbătă. Sper să dați acolo un like, să apreciați efortul care l-am făcut. Bine, e și interesul meu, într-adevăr, dar o să apară de acum vloguri mai calitative. Luni o să-mi vin în hamul ca să pot să-l pregătesc pentru ham și trebuie să-l pun un pic la încărcat bateria asta și pe aia să mă uit pe manual să vedem să-i dau în limba română sau măcar în limba engleză, că scrie în franceză. Vamos para o